Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, a efectuat astăzi 23 noiembrie o vizită la București pentru a se întâlni cu omologul său, Klaus Iohannis. Cei doi președinți au susținut o conferință de presă comună, unde au subliniat că între Chișinău și București a existat un dialog bilateral extrem de intens pe toate palierele. Am avut în acest an un dialog bilateral extrem de intens pe toate palierele. Am efectuat o vizită la Chișinău pe 27 august și am avut atunci discuții deosebit de fructoase. În continuarea cooperării strânse cu doamna președinte, înainte și după preluarea mandatului. Cum am spus și cu acea ocazie, cu un nou guvern și un nou parlament la Chișinău, eforturile noastre comune pentru reformă, consolidare democratică și rezultate în beneficiul cetățenilor Republicii Moldova vor fi într-adevăr de substanță. În 2021, Republica Moldova a simțit mereu umărul României alături, care ne-a ajutat să trecem mai ușor prin crize, dar și să începem a construi un viitor mai bun. Președintele României a vorbit și despre agenda bilaterală deosebit de bogată pentru perioada următoare, remarcând toate domeniile în care există proiecte comune, în special interconectarea energetică și consolidarea securității energetice.